Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti bomboane Raffaello. Pentru aceasta vom hidrata 40 de grame de migdale cu apă clocotită. Așteptăm 15 minute, după care le decojim. Aceste migdale vor fi ca umplutură. Într-un bol încăpător punem 250 de grame de fulgi de cocos, adăugăm 200 de grame de lapte condensat, 60 de grame de unt topit, 40 de grame de ciocolată albă topită și puțină esență de vanilie. Amestecăm totul cu lingura până se omogenizează. Acum e timpul să formăm bomboanele. Luăm o cantitate mică de amestec, punem în interior o migdală și formăm o biluță. La final, tăvălim biluța prin fulgi de cocos. Procedăm la fel până se termină toată compoziția. Bomboanele sunt gata! Poftă bună!